Asta e deja o apropo de Europa, vă provoc pe dumneavoastră și după aia o să rog și pe Victor. Citesc aici un articol din Economist. Cine conduce Europa? Bună întrebare. Germania este la pământ, Estul este în ascensiune, Marea Britanie a ieșit din joc. Și spune așa, fotbalul este un joc în care 22 de bărbați alergă după minge și la final câștigă mereu Germania. Asta spunea, glumea celebrul jucător Gary Lineker. Timp de mai multe decenii, Uniunea Europeană a avut o dinamică a politicilor la fel de previzibilă precum meciurile de fotbal în viziunea lui Gary Lineker. Indiferent dacă erau compuse din 6 țări, 12 țări sau 27, statele membre făceau compromisul astfel încât planurile concepute de Franța și Germania să fie acceptate de toată lumea. Dar vechiul model al dominației celor mari doi membri UE nu mai era și nu mai este stabil de ceva vreme. În timp ce Europa se confruntă cu o serie interminabilă de crize, începe să se prefigureze o geografie a puterii mult mai fluid, descrie Economist. Și aici invocă și războiul din Ucraina, mă rog, ce se întâmplă acum și în Orientul Mijlociu. Sunt două chestiuni aici, cu ce se întâmplă în interior și cum se uită lumea și percepția asupra Europei, o percepție exterioară. Ce se întâmplă în interior este o criză enormă a politicului în spațiul european. Pentru că toată această amestec de atribuții ale instituțiilor europene derivă din faptul că, practic, aproape nimeni nu mai face politică la nivel european. N-am fost un simpatizant al doamnei Merkel, n-am fost un simpatizant cu atât mai puțin al domnului Schröder, dar în vremea în care un european avea o politică, una cu care, mă rog, nu am fost de acord și nu sunt, asta e problema, avea un tip de coerență. Și Schröder, când spuneai Schröder sau Steinmeier, sau știai că spuneai Merkel și stafful lui Merkel, știai despre ce vorbești. Marea problemă este că acum nimeni mai face politică. Politica, sediul politic este Consiliul, nu e Comisia, paradoxal. Consiliul dă viziunea politică a Uniunii Europene. Comisia, sigur că într-o poziție mult mai bună decât un guvern într-un stat național, dar poziția politică, viziunea Uniunii Europene, nu e dată de șefa Comisiei. Faptul că ce s-a întâmplat după pandemie și a fost accentuat în timpul războiului din Ucraina, este că șefa Comisiei, doamna von der Leyen, a căpătat tot mai multe puteri. A căpătat tot mai multe puteri, inclusiv din cauza vidului sau lipsei de anvergură politică a politicienilor europeni. Consiliul practic s-a retras și Comisia devine, ca să zic așa, șefa Europei. Inclusiv la nivel de viziune politică. Este complet nefiresc ca doamna, șeful Comisiei, indiferent cine ar fi el, să meargă împreună cu un șef de stat în China și să aibă poziții diferite, sau în Israel, sau mai știu unde, fără ca ea să fie, hai să zic așa, acordată cu poziția Consiliului. Dar faptul că Consiliul nu mai spune nimic, adică politicienii nu mai spun nimic, și iertați-mă, ați invocat politicienii în Germania, ai sentimentul uneori că oamenii ăia sunt toți în poziții în care n-ar trebui să fie. Deci atât timp cât politicul de la Consiliu nu mai mișcă în front, ca să zic așa, sigur că Comisia își ia tot mai multe puteri, are tot mai multe atribuții. Cine mai face politică la nivelul Uniunii Europene? Păi aproape nimeni. Ne place sau nu ne place Victor Orban, el măcar are o viziune politică. Nu suntem de acord cu ea, n-am putea să o repetăm, dar el gândește ceva politic. Greșit, e altă discuție. Cine mai face? Cine mai vine cu o viziune politică? Din când în când domnul Macron se mai trezește dimineața și ne spune ceva despre viziune, dar nu se întâmplă nimic. Și nu se întâmplă nimic. Și nu se poate întâmpla nimic, pentru că niciodată vreo viziune politică a Franței nu s-a putut întâmpla doar cu ajutorul Franței. Trebuie să fie nemții leading from behind, ca să zic așa, în care să împingă sau nu anumite inițiative franceze ca să capete contur european. Și asta nu se mai întâmplă nimic, pentru că nemții nu mai pot să conducă din urmă și inițiativele franceze rămân la nivel superficial, că nu pot fi implementate. Asta este Europa în acest moment, din nefericire, o criză a politicului care e majoră. Marea problemă este că în acest context, lumea se uită la Europa și la spațiul euroatlantic cam în felul următor. Un sondaj dat publicității de European Council for Foreign Affairs, la nivel global, spune următorul lucru. Cu excepția Europei și Americii, toate statele din jur, peste 50%, au sentimentul că NATO este în război cu Rusia. Sau Rusia este în război cu NATO. Chinezii dau acest răspuns într-o proporție mai mare decât rușii înșiși. Deci toată lumea se uită la lumea asta euroatlantică și la lumea europeană ca fiind într-un război formal, ca să zic așa, cu Rusia.
Deci nu se mai uită la război dintre Ucraina și Federația Rusă ca la un război local între două. Se uită la război dintre Occident și Federația Rusă. Și așa se plasează pe hartă strategică, cel puțin mental. Deci Europa, spațiul occidental, este în această situație. Noi putem să spunem, cum să spunem, să tot repetăm că formal NATO nu este implicat în război, etc., etc., dar lumea din afară percepe Occidentul unitar cu G7, cu NATO, cu America, cu Uniunea Europeană, ca e toate într-o confruntare cu Rusia. Așa cum începe să-l perceapă și în Gaza. Deci, ce se joacă, din păcate, în această slăbiciune politică a Europei, se joacă poziționarea strategică. În pofida acestei slăbiciuni majore. Și în momentul în care toată lumea se uită la noi ca la o entitate, ca la o civilizație care acționează, slăbiciunea politică a Europei este majoră. Și este mașină, este al treilea lucru pe care vreau să-l spun, este că acum, când dimensiunea, când Europa practic este un protectorat în termen de securitate american, criza este mare și în Statele Unite. Și criza este mare și în Statele Unite, alegerile din Statele Unite, nu am mai vorbit despre asta, au ajuns să fie o schimbare de regim, adică nu poți să planifici nimic pentru că trebuie să vezi cine va fi viitorul președinte. Și din această perspectivă, nici Uniunea Europeană nu poate să prevadă nimic, că dacă vine Trump, ce ne facem, ce proiectăm pe termen, că nu știm ce va zice noua administrație, fiind într-o situație în care în acest moment nici măcar nu-și poate exhiba anti-americanismul, dacă vreți, sau să pună vina pe cineva. Dacă e Donald, dacă ar fost Donald Trump, ar fost bine că puteai găsi un țap ispășitor. S-ar putea ca la Bruxelles unii să regrete pe Donald Trump sau să aștepte să vină Donald Trump. Sunt speranța că măcar așa poate Uniunea Europeană se va ridica ca din pumn, cum se zice la box, și va reuși să-și găsească o viziune. Pentru că acum vremea lui Biden nu poți, pentru că noi așa suntem toți aliniați și tovarăși de gândire și de viziune. Deci Europa este într-o criză majoră, se uită la America, se uită în jur, nu mai înțelege aproape nimic și nu reușește să furnizeze de fapt nicio viziune. Este o criză a politicului european care face într-un fel să pălească criza politicienilor locali, care sărmanii încearcă, fac și ei ce pot. Dar faptul că Uniunea Europeană nu poate să ne transmită un mesaj politic coerent este de fapt dincolo de 30% cei care vor intra de așa numită extremă dreaptă în Parlamentul European, dincolo de asta, ajungem și acolo. E criza majoră și din cauza acestei crize, decizii politice vom avea, la nivel de vom avea probabil că oamenii nu s-au născut ce din ce vom avea? Din probabil cauza undeva pe la 30% partide de protest reprezentate în Parlamentul European după europarlamentar. Și probabil la apoi și în alegerile și în țările vom fi însemnați din Uniunea Europeană, pentru că stă acolo.